Бунгасит приедин сент Михай Степанов кон видео, где спресайтл коин бюндле. Ее прецедентом вот факуте катевое видео, где спречес сайт и на чест сайт врау со спун где спор промоция суб номер 2, унде се репартизаза, чини партичпе актив ла аирдроп номер 2, 1 миллион де долар. Пентру приму лок. Deci ce înseamnă primul loc? Este concurs, cine mai multe puncte acumulează, primește în careva loc. Dacă primim locul întâi, primim 100.000 de dolari în monete Bundle. Pe urmă, doilea monetă care se va da cadou este RDC și EVTA. 300.000 și respectiv 600.000. Deci primește în total pentru primul loc 145.000. Cam așa ceva. Pentru locul 2 80.000. 40 și ceva de mii, 20 de mii locul 4, 10 de mii locul 5 și așa în descreștere până la 60 de mii. Deci toate locurile de la primul până la 60 de mii sunt cu bonus. În afară de ceea ce primim la înregistrare și pentru referal. Deci acolo tot se poate câștiga în jur de 1000 jumate de dolari. Ce trebuie de făcut? Deci, cine nu este înregistrat, trebuie de făcut înregistrarea. Cine este înregistrat, trebuie de reînnoit înregistrarea. Deci, faceți înregistrarea cu același e-mail care ați făcut data trecută. Deci, acest lucru trebuie de făcut după 18 iunie, când a venit mesaj de la ei că până la 1 septembrie trebuie de reînnoit datele a cei care au făcut înregistrare în martie. Ca bonusul să fie recalculat, adică confirmat. Cine nu face acest lucru va pierde bonusul. Deci pe 18 iunie trebuie să venit un e-mail la voi pe e-mailul care l-ați indicat la înregistrare. Unii trebuie de apăsat pe de creat account. Dacă n-ați fost înregistrat, atunci acum pur și simplu sub video este un link pe care dacă apăsăm putem face înregistrare și participăm la airdrop numărul 2. Acest site este legat cu deci unde indicați e-mail-ul și parola care o doriți, pe urmă faceți că nu sunt robot, confirmați că sunteți de acord careva parola și deci, parola trebuie să aibă special caracter. Și cifre. După ce ați făcut parola cum trebuie, apăsați de creat account. Eu pur și simplu am cont creat, e posibil că o să ceară să faceți activare. Deci pe e-mail o să vină un mesaj pe care trebuie să activați contul e-mail. Deci fiți atent la ce scrie, că eu a doua nu pot face înregistrare ca să nu pierd locul care l-am deja. Deci eu intru cu datele care deja sunt înregistrat.
Când intrăm în cont, avem trei dispărțituri în care trebuie să facem activitate. Deci, în fiecare direcție, din trei direcții, se poate de adunat monede. De ce trebuie să fim atenți ce spun eu? Acum să intrăm în cont că mergem cel greu. Serve. Uneori legătură, vedeți, spune că e cu serverul problemă. Deci, când intrăm în interior, uitați, aici sunt sus trei direcții. Prima, a doilea, airdrop, unde facem sarcini, a treilea, unde programul de referal. Deci, uitați-vă, din referal putem aduna 15.000 de monete, o monetă 10 cenți costă, deci se primește în jur de 1.500 de dolari. În afară de monete, noi mai primim la fiecare invitat 10.000 de beta dolari. Ce facem cu acești beta dolari? Ei ne ajută să participăm la concurs. Deci, uitați-vă. Eu un beta portofel am 145.000 de beta dolari investit și am locul 2542. Deci 2542 undeva 50 de dolari am acum. Deci 500 de BNDL este preventiv poziția mea acum. Deci mi arată. Deci în concurs eu aș câștiga, dacă mențin acest loc, 500 de monede. Ce trebuie de făcut ca să ridicăm nivelul? Deci trebuie să ne uităm câte monede avem noi. Și aici, uitați-vă, avem monetele care sunt libere. Când noi facem înregistrare, fiecare persoană primește 100.000. Acum, restul monede sunt adunate ori de la referal, ori din sarcini. Deci, acest concurs a început pe 25 iulie, acum e 8 august. Deci, undeva 2 săptămâni au trecut. Câte 10.000 de monete pe zi ni se dă. Deci, eu am avut 100 primite și zilnic câte 10, undeva 140 mi-au venit încă pentru zilele trecute, iar restul s-a mai donat din referal. Eu abia acum am aflat ce trebuie de făcut și îmi pare rău că multe lucruri am pierdut. Deci, ideea care? Aici ea trebuie să avem cât mai mare un nivel. Cum îl atingem? Deci sunt trei pachete de investit. Virtual, cu monete care noi le primim beta dolari. Deci asta noi ne învață a investi. Deci, de pildă, dați luăm pachetul 3. Eu am, uitați-vă, am din pachetul conservativ, cumpărat din 95 agresiv de 50, am cumpărat Qatar de 96. Dar cursul scade la monetă și... Deci el poate scade, poate să crească. Ideea e că... Dacă scade la mine, scade și la rest. Nu poate să fie că la cineva scade, la cineva crește. Și depinde de care pachet ați cumpărat. Deci puteți tot să investiți într-un pachet, puteți diversificare să faceți cum fac eu. Deci eu vreau să arăt cum cumpărăm. Deci uitați, am ales pachetul 3.
Acum, un PBY, de a cumpăra. Unde scriem cantitatea? Deci eu am 115.000. 115. Și fac cumpărare. Aici am cumpărat. La mine am cantitatea 260.000. Aici deja vedeți 0 și s-a mai apărut aici e încă un pachet. Acum, peste o perioadă, aici la mine numărul respectiv trebuie să crească, deoarece vedeți, mi-a dat 145, eu am 260 deja. Deci ideea care, cât mai multe puncte să avem aici ea în portofoliu. Deci nu trebuie să scadă, el trebuie să crească. Deci cât e mai mare, cât mai mare locul noi ocupăm în concurs. Deci din 2500 el la noi trebuie să crească la alt nivel. Deci aici e 2260, dar aici încă nu s-a schimbat, el întârzie. Deci. Acum, a doilea mod de a aduna puncte. Să facem sarcini în airdrop. Deci uitați-vă. Eu două sarcini am făcut, ele sunt la moderare. Deci dacă le-am făcut corect, voi primi 3000 de puncte, 3000 de puncte, 3 de beta, dolari. Și mai pot face încă 4. De pildă, pentru sarcina aceasta, 5000 de pentru aceasta, 3000, pentru aceasta, 10 monete, pentru aceasta, 2700. Ce fel de sarcini? Deci uitați, aici e scris condiția. E făcut share la link-ul acesta. Apăsăm pe el. Deci atenție ce fac eu, faceți la fel ca să nu faceți greșit. Deci, trebuie să facem share. Unde găsim, aici facem share. După ce am făcut acest exercițiu, sarcină, intrăm în cont și apăsăm pe submit pentru a fi verificat sarcina. Deci până la îndeplinire sarcinii mi sunt încă de pe lăi. Deci odată pe zi aceste lucruri se fac. Deci intrați regulat și verificați. Vedeți, aici este indicat contul meu în Twitter. Deci unde se... Deci nu pot schimba. Unde se indică acest cont? Acum și arăt. Ca tare prima trebuie să indicați conturile. Deci cu succes s-a dat la moderare. Deja sunt 3. Și 3 mai sunt care pot fi făcute. Uitați, intrați aici la social account. Adăugați toate conturile sociale care le aveți. Deci, aici la Facebook se adaugă linkul nostru Facebook. Deci care? Deci când intrați în Facebook, pe pagina noastră, personală. Și aici este linkul vostru. Deci, pe la mine e așa. O copiați, îl plasați. Facebook, prima. A doilea, Twitter. Deci cum sunteți înregistrat? Telegram. Instagram, în contact, Reddit, BitTorrent și LinkedIn. Dacă le aveți pe toate, le adăugați. Care nu le aveți, pe cele nu sunteți face, Sarge. Deci, inițial trebuie să fie adăugate aici, după ce intrați în airdrop și faceți Sarge. Cum de pildă cu LinkedIn. Ce scrie? Trebuie să ne unim la pagina lor oficială. Ne unim, dacă nu suntem uniți. Pur și simplu, eu din martie sunt, posibil că am făcut atunci sarcina.
Ну, Сантонит. ПСПА. И ч ⁇ мы индеплинит? Сарчина, дупа ч ⁇ мы индеплинит? ПСП. Submit. La verificare. S-a dus. Și mai sunt încă două sarcini. Încă o dată ne uităm atent ce trebuie făcut share. Merge greu. Apăsăm pe Deci trebuie să fie corect făcută sarcina. Acum, uitați-vă la referal. Deci pentru un invitat primim 100 monete și 10.000 de monete beta dolari. Deci de invitat tot este foarte convenabil pentru a aduna cât mai multe puncte. Deci poate 1,5 milioane de puncte. Deci este beta dolari de adunat ca să aveți cât mai multe monete pentru a investi aici ea. Pentru concurs. Deci cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt întrebări, deci linkul de referal e aici. Îl copiați și referalii o să fie aici. Deci se vede că un bounty referal 1, am avut 50 de invitați, dar numai 21 au făcut verificare. Acum o persoană în bounty 2. Am primit 100 de monete și 10.000 de puncte. Deci până la 15.000, deci se primește că se poate 150 de oameni de invitat. Deci este unii de crescut. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.